jobbra. Erdő balra, erdő. Ezen a síkságon van, vagy 60 km arrafele, az mind szlovákság. Momentan comuna are cam 1027 de locuitori. Pot să spun acum cam 97-98 spre 99% suntem slovaci doar aici în comună, care și vorbim între, deci în sat nu se vorbește română, se vorbește în slovacă și pe stradă și la toate, deci și la primărie și la școală, peste tot, și la biserică tot slujba este în limba slovacă. Mai avem care s-au stabilit, sunt și ceva maghiar și ceva român, câteva familii, vreo două, trei familii, așa. Itt őserdők voltak. És akkor Szlovákiába pont onnan, ahonnan jöttek, ott nagy szegénység volt, és a szlovákoknak az a jellegzetessége, hogy fogadják a gyermekeket. És 12-15 20 gyermek is volt egy családnak, és hát nem volt elég föld. Mindenki kapott egy darab erdőt, amennyi bírta, kitakarította, és jó termelő föld volt, mert rengeteg humusz volt itt. És akkor általában megszokták a krumplit, vagy a krumpli mindenre jó. Úgyhogy, ha megvan az embernek krumpli, akkor megéli. Era foarte greu de mers în altă parte, să zic, și erau obișnuiți pe zonă de deal să stea slovacii și să lucreze cu lemnul și probabil de aia le-a plăcut să rămână aici și să nu se mute în altă parte, să rămână compact. Ez látja egy szlovák néni, ahol jön a gyerekkel, a kezébe, és a másik itt van. Látja, és a hátán van az a kis batyú. Régen jöttek ide szlovákok, már 1700-as években, 700, mindenki azt mondja, hogy szóval általában azt mondják, hogy Mária Terezia időben. Jó hívő emberek voltak, akkor jártak templomba, Margitára, gyalogon, képzeled, Somjóra gyalogon, Égresre gyalogon. Ez a templom 1800, 34 papírokban, de régebbi. Régebbi. Mert akkor szentelték fel, de az emberek felemelték, és akkor jártak. Látják, az Cyril is Metod, mert a templomnak a titulusa Cyril is Metod. A nagy szláv apostolok. Minden, még a szem, minden kőből való. Meg a virág. Ez a Kamil Dráp, úgy hívják ezt a művészet, és Jóisten kegyelméből érkezett hozzánk. Na és ez, amit látják, ez mind 24 karatos arany. Van kicsi folyice, akkor láttam, hogy húzza a penszlivel. Most, ahogy van ez a pandémia, nem nagyon jönnek, de meg félnek is. Na, de ilyen Facebookon van minden misén. Úgyhogy néznek, 1500-on, 2000, úgyhogy. A școala noastră se află în mijlocul satului Șinteu și este o școală cu predare în limba minorității slovace. Majoritatea elevilor provin din familii a căror ambii părinți sunt slovaci și atunci nu întâmpină probleme în a comunica în limba maternă. Deci se descurcă foarte bine. Öreg emberek még most sem nagyon tudnak más nyelven, csak szlovákul. Mert ez volt a helyzet. Nem jártak iskolába két-három osztály, mert volt ez a 60-as években volt ez a délutáni iskola. Hát ez olyan volt. Na, vidíme, čo sa tam ešte stalo. Mama Nikola si sadla na lavičku a povedala, taká copiii la noi la școală vin și din satele vecine, din Valea Târnei, din Huta Voivoz, din Făgetu și sunt aduși de microbusul școlii zilnic. Aici, în școală, sunt ajutați, bineînțeles, de dascăl, de doamnă educatoare la grădiniță, de învățător, de profesor, să-și cultive limba slovacă. Toți profesorii sunt vorbitori de limba slovacă, deci bun cunoscători acestei limbi.
și îi ajută să-și cultive limba maternă, tradițiile locale, deci sunt preocupați de elevii noștri ca să păstreze și pe viitor limba slovacă. Ceaușescu idei ben morottunk egybe. Mert nem volt hova menni, csak munkába is vissza. Nem engedték senkit se külföldre, nem kapott úgy levelet, úgyhogy itt kellett ülnie. És az volt a szerencsék, hogy megmaradtunk. Akkor körülbelül 5000 voltunk. Most már itt rengetegen eladták a házukat, megvették mások, filmek, nem is tudom, mi van itt, hol, mi van. És amikor házad járok szentelni, akkor veszem észre, hogy itt már nem lakik, hogy hívem, az már elment. Eu zic că viața în comunitatea noastră este foarte frumoasă și liniștită față de un oraș. Și omul, dacă vrea, poate să iasă în oraș și pentru alte activități. Deci nu suntem la o distanță foarte mare nici de Aleș, nici de Oradea. Deci cadrele didactice pot să urmeze și diverse cursuri de perfecționare și activități de recreere. Deci dacă am rămas aici, înseamnă că am fost mulțumită de viața care este în comunitatea noastră. Megszoktam ezt a... Valamikor féltem ettől, mert itt hamar jön a tél. Itt már lenn még ősz van, itt már tél van. De szép, szép, gyönyörű, és tiszta a levegő, tiszta a környék, gyönyörű a falu. Én ürt vennek, mikor megyek a faluba, látom, hogy mindenhol tisztaságban. És az emberek szorgalmasok, jók. Din păcate este mai greu cu locuri de muncă în comună. Înainte de Revoluție, până în anul 1991-92, mai erau multe fabrici în zonă. Pot să amintesc fabrică de sticlă din Pădurea Neagră, unde mergeau oamenii de aici din comună. Mai erau mină la Borozel, la Borot, unde tot mergeau oamenii din sat, ori fabrică de ciment în Alești, deci erau, aveau posibilități mai multe de se angaja. Apánk is például erdőbe dolgozott, háromszor ment, húsvidelőt, pünkösdelőt, aztán télen, és amit keresett, abból írtunk, és amit kicsit földből, ez volt a helyzet. Hát, és megéltünk. Hát alig vártunk, hogy melyik öltözik hamarabb, hogy menjen. Nem voltak akkor diszkóban, voltak olyan, mert nem volt nadrág mindenkinek. De azt megéltünk, és felnőttünk. Hála Istennek, volt mindenünk. Úgyhogy, na, de... És most körülbelül 1000 vagyunk, meg annyi sem, és általában minden csak öregek. Mert fiatalok elmentek Szlovákiába, elmentek Csehországba, elmentek Osztrákba, elmentek Németországba, össze-vissza Angliába vannak, szóval mennek jobb élet után. A majoritatea populației din comun se ocupă cu agricultură, pot să spun, cu cultivarea cartofului, animale și așa mai departe. Și este o vârstă de populație asta mai tânără care merge la lucru în zona Aleșdului, mai sunt niște locuri de muncă care vin niște firme din Slovacia și au înființat niște firme și acolo merg la lucru. După anul 91-92, după ce s-au închis multe fabrici, foarte mulți au plecat din străinătate în Slovacia, în Cehia, în Austria, să-și caută locuri de muncă și după aia, deci în general plecau bărbații înainte și după aia, după ce își găseau un loc de muncă și se vedeau că se pot stabili, veneau și copiii cu, deci soțiile cu copii și plecau familii întregi. Nu mai vin înapoi? Nu. Rar poate vine o familie sau ceva, dar nu. În ultima perioadă am putut observa și noi aici la școală și putem deduce din faptul că anul trecut în grupa mică am avut înscriși 12 copii. Deci asta înseamnă că tinerii rămân la noi în sat și
Asta va fi și un plus pentru școala noastră, că copiii tot la noi vor veni. Deci eu sper că populația tânără va rămâne din ce în ce mai mult în localitatea noastră. Cred că 57 de copii avem din grădiniță până în clasa 8-a. Avem doar o singură școală în comună, cândva erau vreo 4 școli. Copiii învață din manualele care sunt ori traduse, ori elaborate de profesorii noștri, de învățătoarele pentru ciclu primar. Deci majoritatea manualelor sunt traduse sau chiar redactate în limba slovacă, ca de exemplu limba slovacă la clasele 1-4 este manual elaborat de învățătoarele noastre. Sunt clase care avem și copii mai puțin, să zic, și doi avem într-o clasă și atunci trebuie să se facă simultan, deci împreună se a doua cu a patra sau treia, a patra, și mai greu pentru și profesori și pentru copii, dar cumva rezistăm ca să menținem să fie școală în limba slovacă aici. Acum în grădiniță avem un număr mai mare, să zic, de copii ce ne îmbucură, pot să zic așa, când vedem că nu scade numărul copilor, dar un picuț parcă ar vrea să crească. De aici, din Șinteu, din Valea Târnei și Huta Voivos, toți părinții își dau copiii la noi, deci nu îi trimit în altă localitate, de cel puțin până în clasa 8-a. Copiii vin la școala noastră, după care, după ce termină, unii dintre ei își continuă studiile la Budoi, și o parte la școli profesionale din Nușfalău sau Alești. Cei care, în general, optează să meargă la facultate în Slovacia, atunci optează pentru liceu de predare în limba slovacă Budoi, și cei care vor să rămână să studieze aici în România optează pentru liceul cel din Alești. În comunitatea noastră se organizează diverse activități culturale, acum mai puțin cu pandemia. Da, am avut diverse festivaluri în sat la care am putut participa. Am și participat și cu elevii noștri cu diverse programe culturale, cum e Balul Cartofului. Balul Cartofului, care l-am inițiat în 1996, fiindcă am tot auzit și în sate din prejur, se organiza balul strugurilor, balul vinului, balul nu știu cum, a fânului, și am auzit într-o dimineață la radio, undeva prin Moldova sau unde în partea asta, la altă mai încolo, despre balul usturoiului. Mă, numai la Șinteu să nu fie nimica. Păi hai să facem noi balul cartofului. Și m-am dus la domnul primar și am spus: domnul primar, organizăm și noi să vedem balul cartofului și să vedem cum o să fie. Și a ieșit foarte bine. Sărbătoarea cartofului trebuia să organizăm și anul ăsta. Din cauza pandemiei am renunțat să o mai organizăm. Este o sărbătoare care cred că e la 18-a ediție, trebuie să fie anul ăsta. În general, cartoful este important în bucătăria slovacilor de aici, din Șinteu, și de aia menținem tradiția pentru sărbătoarea asta. Se mănâncă, se fac preparate din cartof, pot să amintesc polesniac, tocnea, găluște din cartof, care se servește la sărbătoarea asta, și plus sunt alte evenimente culturale, dansuri, care împreună facem ca să fie sărbătoarea mai frumoasă și mai să vină mai multă lume. Așa, uitați, aici este expoziția cartofilor. Avem, deci cartofii sunt numerotați și pe o listă sunt numele. Dar comisia de evaluare, deci a cartofilor, nu cunoaște a cui este cartoful. Ei numai numărul au evaluat și au spus, și bineînțeles au fost premii. Vedeți, aici se vede și mai bine. Bineînțeles că nu e din aceeași ediție. Vedeți, aici sunt puse pe masă, aici sunt pe bancă, unde au putut. Deci, care cum.
Și aici este tot din balul cartofului, care reușește de mai multe ori să arunce cartoful în sus și să-l prindă. Noi avem două cercuri funcționale acum, dar s-a cam întrerupt un an, un cerc de muzică și canto și teatru. Aici este dintr-un obicei, deci tot obicei popular, deci plantarea mestecinilor, pomilor la fete. Se de 1 mai, deci noaptea de 1 mai, deci 30 aprilie 1 mai, în noaptea aceea se plantează un pom înalt, pe care pe urmă fata îl împodobește și de rusalii se scot. Și tot într-un cadru festiv, așa frumos. Asta se face, deci obiceiul ăsta, deci plantatul se face noaptea, fără să fie ei văzuți acolo, nu știu ce, dar totuși gazda trebuie să vină să dea de băut, că să și cântă. Eu așa cred și pot să zic că asta ar fi unica șansă pentru dezvoltarea comunei pe turism. Că alte, deci este o zonă de deal și agricultură, pentru zonă se cultivă cartoful destul de bine, dar nu sunt așa suprafețe mari ca să putem cultiva nu știu ce suprafețe. Avem legături destul de bune, avem și comune înfrățite care sunt cu comuna și Inteu. Ne vizităm la tot felul de evenimente, festivaluri culturale și așa mai departe. Deci avem o relație destul de bună, plus statul slovac ne sprijină pentru tot felul de proiecte, se pot depune la, este un departament pentru slovaci din diaspora, unde se pot depune proiecte culturale, sportive și se pot obține niște bani pentru funcționarea comunităților din alte zone din străinătate, să zic, din România, din Ungaria, din Serbia, unde sunt alte comunități. Ma eu vi sono voglio iarno cosa anche internet oamenii tudnok pe amuși jo templo festiște slovac proiecte ci no coptom 5000 euro aho ci na lung proiecte șeg internet no és még tanárt is küldtek nekünk, mert mégis jobban beszél az, aki onnan jön, és ott végezte az iskolát. Chiar anul trecut, în toamnă, am avut o echipă care a venit din Slovacia, care ne-a propus diverse activități pentru îmbunătățirea predării limbii slovace. De asemenea, profesorii noștri în primăvară au participat la un curs online, care a fost organizat de pedagogii din Banská Bystrica, Bratislava. Akkor onnan innen megcsináltak, szóval felépítették ide nekünk iskolákat a szlovák államban. Felépítette az iskolákat, itt is van Ohután, itt is van Sintjón, Magyar Potokon, még Serányon, Boromlokban például. Szlovák iskolát építeti a szlovák állam. És ha építették szlovák iskolát, küldték tanárokat is. És akkor úgy megmaradtunk, hogy kicsit párfogásba vette minket a szlovák állam.